La fiecare scaun, lui Radu Gir îi ieșea intestinul vreo 40 de centimetri. De fiecare dată, în lungi ședințe chinuitoare, numai cu răbdare și cu mâinile goale, Cornel reușea să rezolve criza, reintroducându-i intestinul la loc. Astfel de relatări cutremurătoare sunt cuprinse în cea mai completă lucrare despre universul concentraționar din România de după cel de-al doilea război mondial, Închisoarea noastră, cea de toate zilele. Lucrarea îi aparține lui Ion Ioanid, memorialistul închisorilor comuniste, despre care criticii spun că este un Solzhenitsyn român. Niciun cuvânt nu se spune despre Ion Ioanid în școlile din România, deși ar putea să aibă loc în manualele de istorie sau în cele de literatură. În orice caz, locul lui Ioanid există în manualul nescris de morală a poporului român. Ion Ioanid s-a înscris după război la Facultatea de Drept, însă după 3 ani a fost exmatriculat. Începuse în România să funcționeze politica dosarelor, iar el era fiu de boier. A fost arestat la 23 de ani de proaspăt înființata Securitate, dar eliberat după câteva zile. Nu va scăpa însă de închisoare. În 1952 este arestat, judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare. Începea calvarul său în mai toate închisorile comuniste. Ajuns la mina de plumb de la Cavnic, tânărul Ioanid reușește să evadeze și timp de câteva luni se ascunde de autorități. Observă schimbările febrile și dramatice din societate. În România se făceau pregătirile pentru Festivalul Tineretului. Se ascunde de turnătorii prezenți chiar și printre prietenii săi, dar în final este prins și aruncat în închisoare. Memoria lui Ion Ioanid se dovedește a fi fabuloasă. După 10 de ani de la arestarea sa, în Închisoarea noastră, cea de toate zilele, își aduce aminte cu lux de amănunte locuri, nume ale unor deținuți și călăi, întâmplări care ar face pe oricine să se cutremure. Umilințele la care sunt supuși deținuții sunt relatate extrem de amănunțit. Bătăile, torturile și anchetele la care erau supuși aceștia depășesc orice limită a umanului. Cartea lui Ioanid este o frescă a chinurilor inimaginabile la care au fost supuși români de către români. O rușine enormă pe obrazul României. Apărută în 1991, lucrarea ar fi putut constitui o probă în procesul comunismului, iar cei care s-au dedat la fapte inumane cu semenii lor ar fi putut fi judecați la timp. Ion Ioanid nu a apucat să vadă niciun torționar în închisoare. A murit în 2003, departe de țară, la München, unde ajunsese după eliberarea din închisoare și lucrase ca ziarist la Europa Liberă.